De-aia cumva nu sunt atât de promovate. Câteodată chiar prinde foarte bine o perioadă din asta de liniște. Lucrurile stau destul de complicate. Love and marriage. Sunt foarte, foarte serioasă cu aceste urechi, nu? Dălen, așa, sunt mega extra serioasă. Sunt numai bună de luat în serios acum. Hello, ce faceți? Dar am zis că sunt foarte simpatice și că măcar pentru clipul ăsta putem să le facem. Am un ceai aici, ceea ce vă recomand și vouă, și haideți să ne petrecem ziua de azi împreună sau măcar câteva minute, câteva zeci de minute, habar n-am cât o să dureze clipul ăsta, pentru că nu am o stare prea bună, v-am anunț, sau n-am avut până acum zilele astea o stare prea bună și am zis să reparăm problema printr-un tag de Crăciun. Și v-am intrat eu pe YouTube gândindu-mă, băi, ce tag n-am făcut, că am mai făcut eu în ultimii ani, așa, și am mai făcut de-a lungul timpului taguri de Crăciun și zic, hai să nu repet tagurile. Și când dau Christmas tags pe YouTube, ce credeți că mi-arată? Cum să faci etichete din alea pentru cadouri. Da, mai nou. Deci, inclusiv YouTube-ul a uitat de ce înseamnă ăla tag în video. Da, erau niște clipuri foarte populare pe la începuturile mele pe YouTube, toată lumea le făcea și toată lumea le iubea și erau niște clipuri foarte haioase și mai ales în perioada asta a sărbătorilor erau foarte binevenite pentru că mai aflai una alta despre oamenii dragi așa și despre oamenii la care te uitai. Și asta facem astăzi. Am luat întrebări din mai multe taguri, le-am luat și eu așa la nimereală ca să fie, să avem ce povesti și mi-ar plăcea foarte tare, mi-ar face mare plăcere dacă ați răspunde și voi odată cu mine în comentarii la aceste întrebări. Că sunt simpluțe și puteți să răspundeți la toate, puteți să răspundeți numai la o întrebare, două, la câte vreți voi, dar mi-ar plăcea mult dacă să răspundeți și voi ca să vă cunosc și eu mai bine. Din. Și urechile astea chiar mă înveselesc, să știți. Prima întrebare, care este ce sărbătoare sărbătorești, Crăciunul sau altceva? Da, în cazul meu este Crăciunul, dar v-am explicat că eu nu sărbătoresc Crăciunul din rațiuni religioase sau așa. Pentru mine este mai important partea laică, să spunem, a sărbătorii, și anume bradul, cadouri, stat acasă, mâncat ceva bun, chestii de genul ăsta, nu neapărat ideea religioasă a sărbătorii, pentru că de-a lungul timpului am fost supra-saturată cu partea religioasă și nu mai trebuie. Cred că am ajuns la un nivel în care cred că pot să mă bucur de sărbătoarea asta așa, pur și simplu, și cred că sunt mulți oameni care pot să facă asta și mi-ar plăcea foarte tare să-mi spuneți voi în comentarii ce sărbătoriți, dacă nu sărbătoriți Crăciunul, cum se numește sărbătoarea voastră, sau ce sărbătoriți, sau dacă nu sărbătoriți nimic, ce faceți în perioada asta. Bun, întrebare numărul 2. Care este băutura ta preferată în sezonul rece? De regulă cafeaua, pentru că îmi place foarte mult cafeaua, dar îmi place și un ciocolată caldă sau cappuccino. De alea la plic, nu fac chestii sofisticate, adică noi nu sunt pe sofisticări din astea materii. Și ceaiul, acum uite că mi-a revenit pofta de ceai. Mi-a împicase, împierise, dar brusc mi-a revenit pofta de ceai și niște bălării fierte acolo nu strică niciodată. Tradițiile tale de Crăciun. Nu am o tradiție de un mod deosebit. Probabil în afară de a sta acasă și a mânca mâncare specifică de Crăciun sau de sărbători, nu am neapărat o tradiție anume. Nici măcar asta cu bradul nu am reușit să o implementez în fiecare an. Când eram mică îmi doream foarte tare să implementez treaba asta cu bradul. Știu că am avut mult timp brad de Crăciun, până la un moment dat mama era, cred că prin clasa 4-a, 5-a, cam așa, când s-a decis că nu mai luăm brad pentru că e prea scump. Și m-a desumflat foarte tare și după aceea mulți ani n-am mai avut brad. Foarte mulți ani, adică nici n-am mai fost, cum să zic, nici n-am mai avut o semnificație neapărat pentru mine bradul de Crăciun. Și acum de ceva ani am reluat treaba asta cu bradul, dar nu pot să zic că l-am făcut, când, de exemplu, anul trecut știți că nu l-am făcut, n-am făcut niciun brad. Acum l-am luat pe ăsta artificial, să sperăm că o să-l fac în fiecare an, nu știu. Dar așa, tradiții deosebite, ceva special, nu am nicio familie extinsă cu care să mă întâlnesc sau să fac ceva deosebit. Eu de obicei sunt singură sau semi-singură de Crăciun, prin urmare nu am
cu excepția mustăcioșilor, nu, n-am o familie din asta deosebită cu care să fac ceva anume sau să mă duc undeva anume sau n-am nicio chestie și așa că nu. De obicei stau acasă și în unii ani, să știți că e foarte bine, bine, prinde foarte bine perioada asta când telefonul e închis, nu se aude nimic, nu se aude niciun bâz, nu se aude niciun miau, nu vine niciun mail, totul este liniștit, deci câteodată chiar prinde foarte bine o perioadă din asta de liniște și cred că asta e cel mai important până la urma urmei. Mâncarea ta preferată de Crăciun. Acum am înțeles că e o problemă, v-am mai zis eu de-a lungul timpului, unele întrebări se repetă și din tagurile de anul trecut sau din anii trecuți, pentru că v-am zis, am luat din mai multe taguri ca să fie ceva și să avem ce povesti. Mâncarea mea preferată nu este neapărat o mâncare de Crăciun sau majoritatea, cel puțin aici în sudul țării, nu se face de Crăciun, se face de Revelion și anume piftia. Da, mi-e place foarte tare piftia, dar cu mult usturoi și așa cum o fac eu și cu mama. Și abia aștept să fac piftie, săptămâna asta o să facem piftie, o să vedeți, nu știu exact în ce zi, dar facem piftie și asta este o chestie la care țin și pe care țin să o fac aproape în fiecare an sau în fiecare an, pentru că îmi place foarte tare și, repet, nimeni nu o face cum o fac eu. I-am dat chiar anul trecut vecină mii, știți voi, vecina mea de care vorbesc tot timpul, i-am dat o piftie, i-am făcut separat ei, așa, fără zgârciuri, fără gâdease, că nu poate să mănânce și i-am dat gelatină cu carne, numai așa, și a criticat-o că este foarte plină de usturoi și că e bună și prea multă carne și așa. Și nu prea i-a plăcut. În consecință știu că nu o să-mi placă nici mie piftia făcută de alții, tocmai pentru că nu o fac cum o fac eu, că eu o fac cu mult usturoi. La mine usturoiul este de bază. Mai puțină grăsime, așa, curăț toată grăsimea, lasă să se decanteze așa bine, bine piftia și curăț toată grăsimea care se ridică. Scot șoriciu, că nu-mi place să-i simte acolo, că se face gelatina aia, se topește așa și scârbos. Și las numai carnea și zgârciurile, cum să spune, și să fie foarte tare și cu mult, mult usturoi. Eu las usturoiul în piftie, pentru că, iarăși, în zona asta se strecoară usturoiul și ca să fie numai o aromă de usturoi. Nu, aia nu e piftie, fără doar cu aromă de usturoi. Nu, trebuie să dai usturoi să fie așa. Și de-aia zic că nu. Asta îmi place cel mai tare. În rest, nu mă omor, nici după sarmale. Uite, spre exemplu, anul ăsta chiar am decis că nu vreau cozonaci. Nu trebuie. Înainte eram așa, să mănânc cozonaci. Nu, acum nu mai trebuie. Nu-mi trebuiesc nici dulciuri, nu-mi trebuiesc nici sarmale în mod deosebit. Adică dacă sunt bine, dacă nu sunt iară bine, nu mă deranjează. Pot să mănânc orice altceva, pot să-mi bag un cartof la cuptor, așa, pot să-mi fac un cartof copt din aia pe plită, așa. N-am niciun stres, nu. Singura pe care o aștept este piftia și în perioada asta am mâncat foarte mult șorici. Nu v-am spus în celelalte vloguri, dar am mâncat mult șorici pentru că am găsit la Carrefour, ceea ce mă bucură foarte tare și sper să se mai găsească șorici din ala pârlit, așa cum se face efectiv șoriciu și îmi place foarte tare și am mâncat mult șorici. Asta îmi place. Da. În rest, nimic deosebit. V-am zis, nu sunt foarte fancy. Filmul preferat de Crăciun. Acum lucrurile stau destul de complicat, pentru că mie îmi place un film care nu e neapărat tocmai popular sau, mă rog, am înțeles că nu este tocmai popular printre mulți, fiindcă, da, este prost înțeles din punctul meu de vedere și urechile mele mi se pare că stau strâmbe. Așa, mie îmi place foarte tare Grinch-ul și îmi place și varianta animată din 2019. Cred că au lăsat-o, că trebuia să mă duc la cinematograf și nu m-am dus pentru că, da, cineva și cumva, și tot timpul am să rețin treaba asta cu privire la Grinch-ul ăla, dar îmi place foarte tare Grinch-ul și în Grinch nu este vorba despre faptul că Grinch-ul ura Crăciunul, că el de fapt nu ura Crăciunul, el ura toată ipocrizia asta și lipsa asta de atenția oamenilor care erau foarte concentrați doar pe cadouri și lucruri materiale, da? El de fapt asta ura și mi se pare o simbolistică foarte frumoasă în Grinch, îmi place foarte tare, iar Jim Carrey cel puțin este absolut minunat în rolul ăla, este divin, adică a jucat absolut impecabil, nici n-ai cum să nu-ți placă felul în care a făcut rolul ăla din punct de vedere tehnic, să spunem, pentru că este foarte... și mă mai uit în perioada asta, mă uit și la Harry Potter. Deși mă uit și în octombrie câteodată, dar mă uit și nu știu de ce am început să asociez perioada asta de iarnă cu Harry Potter. Asta este o chestie mai recentă. Asta cu Grinch-ul e de câțiva ani buni, mai bine de 10 ani, dar
asta la altă e acum, recentă cumva, cu Harry Potter de câțiva ani și da, îmi place. Cred că o să ajung să le știu pe din afară, să știu fiecare replică. Mirosul preferat de Crăciun. Care este mirosul tău preferat de Crăciun? Este, bineînțeles, cel de scorțișoară cu măr. Mie îmi place foarte tare, asociez cu perioada asta rece, nu neapărat cu Crăciunul, mirosul ăsta și îmi place foarte tare să miroasă a scorțișoară și a măr prin casă și miroase bine și îmi place mirosul ăsta și este special. Poate pentru unii este banal, dar da. În rest, nu prea sunt amatoare de nimic altceva. Nu-mi place, anasonul deloc. Urăsc anasonul și peste tot simt miros de anason și mi se pare atât de grisos. Așa. Nu, este oribil. Pentru că mi-a traumatizat copilăria anasonul. Dar mărul cu scorțișoară și scorțișoara în general îmi place foarte tare și prăjitura cu măr și scorțișoară foarte tare și da. Asta este mirosul cumva, mirosul meu preferat. Asta dacă vorbim despre casă și despre, nu știu, ambianță și am lumânarea asta pe care am găsit-o în profi cu măr și scorțișoară și miroase, Dumnezeule, miroase mai bine decât lumânări din altă parte. Așa? Foarte, foarte bine, miroase la măr și scorțișoară și dacă vorbim despre parfum, am obsesie în ultima vreme cu mir și tonca de la Jo Malone, v-am mai zis de el. Efectiv, am obsesie cu parfumul ăsta, îmi place foarte tare, îl asociez cu perioada rece și îmi place să-l port când este foarte rece, pentru că atunci am senzația că potențează și mai mult aroma. Și chiar că astăzi nu m-am dat cu parfum. Și este genul ăla de parfum pentru care n-ai nevoie decât de câteva pufuri, pentru că este super persistent. Iarăși, pe mine nu persistă orice parfum, sunt foarte puține parfumuri care persistă pe pielea mea, n-aș să vă spun de ce. Dar ăsta rezistă întreaga zi și se simte și este minunat. Așa, o decorațiune specială de Crăciun. Da, vă eram chiar datoare cu povestea acestei decorațiuni. Este singura decorațiune specială, să-i spunem, pentru mine. Și anume această fetiță. Și dacă o vedeți voi. Această fetiță care are piciorușe și care dă din piciorușe. Și este singurul ornament care a rămas din copilăria mea. Este un lemn pictat. Și mai avea, această fetiță avea și un cățeluș. Și avea un bulldog din ăla francez cu căciuliță și cu fular, care era gri și era perechea ei. Nu știu de unde au apărut aceste ornamente, habar n-am, dar știu că le-am avut întotdeauna când eram mică. M-am mai povestit eu în anii trecuți de cum făceau ai mei bradul când eram la bunica mea. Am mică și cum făcea mama și cu bunica mea și cu taică-miu Vitrec, făceau bradul. Eu neavând voie să mă ating de decorațiuni pentru că le sparg și nu știam unde să le pun și cum să le pun, deși bradul era făcut pentru mine, știți? Dar cumva ei așteptau și v-am zis că în fiecare seară, întotdeauna când făceau bradul, să lăsa cu ceartă, că se certau cu unde să pună, cum să facă, cum să-l aducă, cum să... Da, așa și mă rog, era o întreagă nebunie. Și asta și cu cățelușul întotdeauna au făcut parte din decorațiunile de brad, din bradul meu de Crăciun din copilărie. Aveam și eu decorațiunile alea clasice comuniste, știți voi, cu globulețele alea rotunde, cumva spiralate, așa întoarse, unele cu sclipici, unele fără sclipici sau pur și simplu doar așa în formă lungită. Dar atât de tare le-am urât, deci alea nu mi-au plăcut niciodată cât am fost copil, le-am urât și când am fost mai mare și le-am adus de la bunica mea, le-am adus aici, am prins un an în care nu mi-am făcut brad și cumva eram supărată, eram foarte supărată pe chestia asta pentru că nu mi-a făcut mama brad și efectiv le-am călcat în picioare, le-am zdrobit, că erau din sticlă, era o sticlă din aia subțire, știți cum, să mai sunt decorațiuni din alea, dar de sticlă, dar mai puține, majoritatea sunt așa de plastic sau din alte materiale și efectiv le-am luat pe furiș pe toate și le-am zdrobit, le-am făcut să îndăr pe toate pentru că le-am urât dintotdeauna, nu mi-au plăcut, nu știu, chestia aia lungă, așa lungită, nu știu, niciodată nu mi-a dat un vibe bun, nu știu de ce și de aia le-am făcut să îndăr. Plus că eram supărată, v-am zis că n-aveam brad. Ei, asta a rămas cu mine și acum, cred că 2 ani când am fost la mama, am găsit-o la ea, asta, și motivul pentru care îmi plăcea foarte tare când era mică este că dă din piciorușe. Și exact așa era și cățelușul, dădea și el din piciorușe și mi s-a părut foarte drăguță și am luat-o și mi-am adus aminte că de multe îmi plăcea când eram mică. Dar când eram eu mică, nu erau, trebuie să vă gândiți că nu erau decorațiuni speciale, adică nu aveam nimic de genul ăsta. Erau acele
chestii, bețe oribile, lungi, care dau niște așa. Nu aveam nimic de catifea sau chestii de genul ăsta, pictate cu scrici, nu existau pe vremea aia, știți? De-abia au început să răsapară chestiile alea și era senzațional să le ai și pe alea, dar aminte să ai altceva. De-aia nu am o decorațiune mai specială decât asta, dar asta este suficient de specială pe mine, pentru mine și o să rămână cu mine mult timp. Așa. Apoi, hai să ne punem la loc. Las că te duc după aia. Apoi. Culoarea preferată de Crăciun. Păi, culorile Crăciunului sunt roșu, alb și verde. Nu facem referire la niciun steag. Așa. Culoarea, în general, culoarea asociată cu Crăciunul pentru mine este mai degrabă roșu, nu neapărat verdele, că știți că nu prea sunt mare fan al verdelui, dar îmi place roșu și mai ales acum că sunt într-o fază de roșu, după cum vedeți, sunt foarte roșie, da? Sunt într-o fază cu roșu, că de-aia și bradul meu roșu, de-aia și eu roșie, de-aia și coarne roșii și totul e roșu. Și, da, îmi place roșu. Cred că da, roșu asociez cel mai mult cu Crăciunul și îmi place și albul, că știți că am avut faza cu alb până acum și albul îmi place iarăși foarte tare. Albul cu accente de aurii, roșu cu accente de aurii, uite ce bine merge, adică au roșu, alb și cu un pic de auriu, așa mi se pare că merg foarte, foarte bine și cumva sunt reprezentative pentru perioada asta, dar da. Vă, ce culori vă plac? Faci vreun sport de iarnă și dacă da, care este acela? Niciun. Statul în pat și cititul. Ăla este sportul meu de iarnă preferat. Da, este absolut minunat, mai ales că nu presupune ieșitul la frig. Cu cât ieși mai puțin la frig, cu atât vine primăvara mai repede și cu atât este mai bine. Da, statul în pat și cititul. Ăla este sportul meu preferat. Eugenia s-a apucat de vreo 2 ani, s-a apucat de ski și îmi zicea și mie, haide, haide și tu la ski. No chance, da, mai ales la cum văd eu foarte puține șanse să mă apuc vreodată în viața asta de ski. Mi-ar plăcea să învăț să patinez, am patinat o singură dată și am căzut și de foarte multe ori și am râs, am leșinat de râs pentru că am înțeles că este un efect ceva, se întâmplă ceva cu creierul tău în momentul în care patinezi și cazi. Îți vine constant să râzi. Bine, asta dacă nu ești patinator profesionist și trebuie să-ți faci treaba și de aia depinde munca ta. Dar în rest se pare că e o chestie când patinezi de te punește constant râsul. Că, așa că nu vă mai faceți probleme dacă vreți să vă duceți la patinaj și vă e frică că o să râdă lumea de voi, că nu vă țineți pe picioare și o să cădeți, nu e nicio problemă, este ceva firesc să cazi de pe patine, mai ales dacă nu știi să patinezi. Și mi-a plăcea să învăț să patinez, dar nu s-a întâmplat asta până acum. Nu știu dacă o să se întâmple vreodată în viața asta, nu insist foarte tare să se întâmple, dar poate ar fi frumos așa într-o viață viitoare să patinez și eu. Da, și în rest, sporturi de iarnă, băutul de vin fiert, băutul de ciocolată caldă și statul sub pătură și citit. Ăla este un sport absolut minunat pe care îl recomand absolut tuturor, că nu doare. Așa, hai să luăm și pe asta, și cred că am mai menționat-o. Care este colindul tău sau melodia ta preferată de Crăciun? V-am mai zis în anii trecuți că îmi place foarte tare Carol of the Bells. Nu știu de ce, dar îmi place foarte tare melodia aia și în general mi se par cam toate versiunile ei reușite. Mi se par foarte reușite. Chiar zilele trecute ascultam un colind al lui Ștefan Hrușcă și știu că e toată nebunia asta în perioada asta cu Ștefan Hrușcă, că vine țară și colindă și nu știu ce și a rămas cumva un simbol al colindului. Și mă gândeam, zic, dar de ce nu sunt atât de multe colinde românești și de ce nu le promovăm atât de tare? Și mi-am dat seama că există o explicație, am găsit explicația. Colinde multe avem și multe dintre ele chiar foarte frumoase, doar că 99,99% din ele sunt cu teme religioase. Ori în vremurile astea în care tinerii cel puțin nu mai sunt atât de atașați de religie sau de simbolurile religioase, pot să promovezi numai melodii religioase, știți? Și de aia cumva nu sunt atât de promovate, că nici artiștii contemporani, să spunem, nu prea au scos melodii, foarte multe melodii din astea de Crăciun, hai să nu le spunem neapărat colinde, nu au scos foarte, foarte multe, adică au fost puțini și care au scos au fost tot așa, cu teme din astea semi-religioase, cu tot felul de... Nici nu e piața de așa natură, ca să spun, știți? Și de aia m-am gândit. Dar avem și noi colindele noastre frumoase,
Dar cred că dintre toate cel mai mult asta îmi place, Carol of the Bells, Black Alt, cele cântate de Frank Sinatra și apoi reinterpretate de Michael Bublé. Îmi plac ambele versiuni, adică noi nu am o problemă. Mi se pare chiar foarte tare să fiu un artist din ăsta care se concentrează pe Crăciun, de exemplu, și în fiecare an să bubuie treaba asta, cum e Michael Bublé. Adică în restul anului toată lumea uită de Michael Bublé, nu știe cine e, dar cum apare Crăciunul cu Michael Bublé, mi se pare fantastic. Da, cam astea au fost întrebările la care am răspuns eu. O să o pun pe domnișoara în brand, nu are un nume. Cum ziceam, mi-ar plăcea foarte tare să știu și răspunsurile voastre și dacă este cineva printre voi care ar vrea să facă un video ca răspuns la clipul ăsta, lăsați-mi în descriere ca să mă uit și eu. Mulțumesc dacă v-ați uitat, vă pup și ne vedem mâine. Mai foarte puțin din Nick Moss. Vă vine să credeți că mai puțin din Nick Moss? Fie nu.